Continuăm. Israelul a bombardat ambasada Iranului în Siria. Ministerul Apărării din Siria a anunțat ieri că Israelul ar fi efectuat lovituri aeriene asupra unei anexe a ambasadei Iranului la Damasc, rănind toate persoanele aflate în această clădire, care a fost rasă de pe fața pământului, au transmis autoritățile. Totodată, liderul gărzilor revoluționare iraniene ar fi fost ucis. Dacă se confirmă moartea sa, acesta ar fi cel mai important comandant pierdut de Iran într-o lovitură aeriană a unei puteri străine, după asasinarea de către Statele Unite a generalului Qasem Soleimani în ianuarie 2020 într-un atac cu dronă la aeroportul din Bagdad. Discutăm subiectul cu Andrei Schwarz, analist de politică externă. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Cum vedeți această informație, domnule Schwarz? Da, Iranul împreună cu grupările care avansează politica teroristă a regimului de la Teheran au lansat pe 7 octombrie o serie coordonată de atacuri asupra Israelului. Pe lângă ceea ce a comis Hamasul în sudul Israelului, acel uriaș pogrom asupra circa 1300 de persoane, majoritatea lor civili, alte grupări coordonate cu regimul de la Teheran, gruparea Hezbollah în principal, atacând din sudul Libanului, de asemenea gruparea teroristă Houthi, care controlează jumătate din Yemen, a lansat pe parcursul acestor câteva luni, acestor 5 luni, în permanență atacuri. Dinspre Hezbollah au fost lansate aproape zilnic baraje de rachete, dar și lovituri cu mine antitank și alte tipuri încercări de infiltrare în teritoriul israelian din partea de nord. Deci în permanență au fost atacuri, de asemenea din partea grupărilor teroriste din Irak, coordonate cu regimul de la Teheran, și dinspre Siria de asemenea. Deci regimul de la Teheran încearcă prin toate mijloacele, printr-un cerc, o menghină de atacuri, să distrugă Israelul. Acesta este unul dintre scopurile strategice ale regimului, spun eu, de la Teheran. De ce fac distinția față de poporul iranian, care este principala victimă a regimului terorist al Ayatollahului și al mulahilor? Deci Israelul, dacă Israelul într-adevăr a lansat acest atac asupra acestei reședințe, din câte înțeleg, a ambasadorului iranian, deci nu asupra ambasadei, ci asupra acestei clădiri anexă, aflată între ambasada Iranului și ambasada Canadei, atunci Israelul nu face decât să răspundă la o serie neîntreruptă de atacuri, care a dus la uciderea și în partea de nord a Israelului, la uciderea de civili, dar și de membrii ai armatei israeliene. Atacuri neprovocate, Israelul nu a lansat atacuri asupra Iranului, nu a lansat atacuri nici asupra țărilor aliate acestora, decât, din punctul meu de vedere, decât pentru a stopa, spre exemplu, transferul de muniție cu rază medie și lungă de acțiune, rachete, către Hezbollah în principal. Vă mulțumesc foarte mult, Andrei Schwarz, analist de politică externă.